Bună ziua! Urmează să mă duc puțin la plimbare într-un oraș puțin mai mare, în St. Gallen. Îi undeva la 80.000 de locuitori. E un oraș frumos, am mai fost acolo de mai multe ori. Și am zis că dacă mă duc la plimbare, vă iau și pe voi cu mine să vedeți cum arată un oraș mai mare, elvețian. Bine, nu-i mare ca și Zürichul sau ca și Berna sau așa mai departe, Basel iar e foarte mare. E un oraș mai micuț, așa. Dar frumos. Ok, întorc camera și vă arăt drumul până acolo, vă arăt prin oraș. Sper să vă placă. N-am mai ieșit cu mașina de când am venit aici, n-am mai pornit-o cam de vreo 2 săptămâni, pentru că m-au fost blocate frânele pe spate. Aici sunt garaj. E foarte înghesuial aici. Trebuie să deschid-o așa imediat. Eu acum am pus dar nu pot să mă bag așa scurt. Acum am pus cardul de memorie. Am zis că să mai ies un pic cu mașina, să mai circule, să se mai ungă motorul cu ulei, că nu e bine să stea atâta timp nepornit. Și frânele, văd că s-au depus pe ele un pic de rugină, sau nu știu, că s-aude când pune frână. În 100 meter nach links abbiegen. Așa. Jetzt nach rechts abbiegen. Acum suntem în Herisau. Un orășel mai mic, dar m-am uitat să văd câtă populație are, dar micuț. Imediat au închis aici. In 100 Metern nach rechts abbiegen. In 100 Metern nach links abbiegen. In 100 Metern nach links abbiegen. Jetzt nach links abbiegen. Serios? Așa. Sper să stea bine telefonul. Poate drumul până acolo nu e așa interesant. Im Kreisverkehr geradeaus. Dar orașul unde vă duc acum e foarte frumos. Bine, nu o să pot să filmez acum, eu știu cât. Mă duc numai un pic prin centru. Sunt foarte multe magazine pe acolo. O să beau o cafea. Mă mai plimb un pic, mai schimb rutina care am fiecare zi, dar nu mai am așa mult, mai 10 zile cu ajutorul Dumnezeu și vreau să vă spun că m-am obișnuit cu băbuța ei și ea s-a obișnuit cu mine, e ok, nimeni chiar așa agresivă, a trebuit un timp până ne-am obișnuit unul cu altul, nu a fost ușor, dar slavă Domnului pentru toate. Și eu învăț să devin o persoană mai răbdătoare și bătrâna s-a învățat cu mine. Bine, bătrâna are 95 de ani și demente, n-are ce să învețe mare lucru, numai că s-a obișnuit cu mine
dar vreau să spun că dacă Dumnezeu ne pune într-o situație, eu știu că Dumnezeu știe ce face. Și uite că și m-a prins, să zic așa. Bine. Aici ai drumul în lucru și e ca problematic. In 100 meter. Bitte folgen Sie der Straße. Cred că de apă căldură, da. A venit o fost mai rece. Nu știu de ce s-a închis. Ah, cred că trebuie pus pe card. În oraș, în St. Gallen. Mai am cam un kilometru. Jetzt nach links abbiegen. Mai am cam un kilometru până unde vreau eu să parchez. Și o să mergem la plimbare puțin. Aici în stânga mea e gara. Links abbiegen in 300 Metern. Când am lucrat în altă parte, în Appenzell, vineam aici în St. Gallen, la gară, ca să trimit prin Western Union bani acasă. E o gară foarte frumoasă. O filmez și la gară. Și în centru. In 100 Meter nach links abbiegen, dann nach links abbiegen. Închid navigația, că nu mai am nevoie de ea. Și multe magazine, McDonald's și lângă gară. Ok, vă filmez. Acum am parcat mașina și mă duc să vă filmez gara. Vă filmez un pic gara și după aia merem către centru. Aici sunt mai multe magazine, restaurante. Aha, cu 6 euro. Adică 6 franci. Pentru Angie. Angie, dacă îți place, spune-mi și vin și-ți iau, dacă mai ies. Ok. Aici e parfumerie. Trebuie să iau la Angie un parfum de aici, care știu că îi place. De la, nu mai știu cum îl cheamă. Aici trebuie să vin pentru Natalia, la Müller, să-i cumpăr ceva jucărie, până mă duc acasă. Scuzați. Așa, am zis că vă duc la gară puțin. Gara e peste drum. După aia vă duc în centru unde e covorul roșu. Este o stradă, de fapt mai multe străzi, care e covor roșu. Nu e covor, dar vă fac curioși, nu vă mai spun mai mult. Vă fac curioși și o să vă duc să vedeți.
Da. Acum iar să uite oamenii la mine ciudat că filmez oriunde pățesc asta, unde filmez și vorbesc singur. Dar suntem pe domeniul public și avem voie. Aici în San Galen este pe dealul, nu așa tot care aparține de orașul ăsta. Este niște case acolo atât de frumoase. Am fost la cineva în vizită acum aproximativ 3 ani. Chiar când am început. Și vă spun sincer că așa casă frumoasă n-am mai văzut niciunde. Foarte frumoasă. Uite acolo. Ok. Asta e gara. Din față. Îmi place foarte mult arhitectura. Trei fără sfert deja. Acolo din spate. Și gara de autobuze. Aici în față. E foarte fain că vii cu trenul și după aia te dai jos în tren, practic treci drumul și ai autobusul. Aici e poșta. Sper că nu vă scutur prea tare. Așa, asta e gara. Sper să nu mă scoată nimeni afară. Este și restaurant aici. Eu nu o să vă duc în toate colțișoarele gării acum. Dar vă filmez așa, să vă faceți puține idee și să aveți ce vedea. O chestie interesantă. Nu știu, poate folosește la cineva, poate că poate prea puțin, dar dacă lucrați în Elveția și vreți să trimiteți bani în România prin Western, este o aplicație cu care trebuie să vă înregistrați și să specificați suma dorită cât să trimiteți și automat vă spune și cât trebuie să plătiți comision. Dar în orice caz e mai puțin dacă folosiți aplicația, dacă mergeți la cineva de la de aici, din gară, să vă ajute. Și cu aplicația cu, care v-am spus, într-o oră trebuie să ajungeți aici, la aparatele astea. Și trebuie să plătiți aici. Vaitele, bilete. Androfeldinga, nu mai știu acum unde, cred că la aparatul de lângă mine. Mai în Swisspass, n-am mai trimis de mult timp prin Western. Da, uitați. Așa, Zurich. Deci la Anschluss, nu, prepaid. Prepaid, Zahlungsverkehr, Western. Și aici cât doriți să trimiteți și băgați banii. Băgați banii aici și vă dă bilet și cu cod de 10 cifre
și foarte simplu. Așa, aici, aici se plătește, adică se cumpără biletele. Ok, bun, și acum merem în centru. O să mă duc pe același drum, adică pe aceeași stradă pe care am venit. Nu o să vă filmez iară strada până am venit, vă filmez când sunt în centru, ok? Am intrat într-un magazin. Știu că este aici magazin de jucării. Și mă duc să văd dacă găsesc ce vrea Natalia. Că la noi în România nu se găsește. Nu știu dacă nu-i chiar asta. Nu, asta e pisică, ceva cu panda. Trebuie să caut. Vai, dar ce fain e, Natalia, dacă te uiți. Ce fain e cu Peppa Pig. Opala. Mă duc să văd dacă găsesc și dacă nu, să văd dacă pot să fac comandă la ce vrea Natalia. Astea-s de lemn toate. O 100 de franci. Ok. Închid acum și să văd dacă este. Am fost mai înainte să caut parfumul ce-i place la Angie. Le-am încurcat acolo un pic pe femei. Că n-am știut cum îl cheamă. După aia am aflat, e apă sau parfum pentru corp. Eu aici m-am speriat. Nu-i pentru haine și e de la Victoria's Secret. Dar au zis că n-au numai din 15 iunie de luna viitoare. Ok. Acum vă duc acolo pe străduțile alea care îs cu roșu. Vedeți acolo pe dealuri? Acolo stau bogătașii. Foarte frumos acolo. Scuzați. Încă mai am un pic de tusă. Foarte greu mă lasă. Dar îți mai bine ca acum o săptămână și mai bine decât acum două săptămâni. Trece așa încet. Aici am văzut odată un Ferrari roșu parcat. Mie îmi place foarte mult mașinile sport. Și atât de frumos a fost Ferrari ăla roșu pe zona asta roșie. Vorbind germana, de multe ori îmi vine să zic cuvinte care le știu în germană și nu-mi vine repede în română. Vreau să spun cum se spune aici Hintergrund, dar nu știu cum se spun pe română Hintergrund. Când am văzut Ferrari ăla, mi-ar place să fie tot aici. Să mai filmez o dată. Dar vă pun, da, vă pot pune poza. Noi mai aici parcat. Mirela, sora mea, a lucrat și ea câteva luni aici în Elveția. Era fain că eram aproape de ea și în pauză mergeam la ea sau mergeam la o înghețată împreună. Dar nu mai lucrează aici. Din cauza că cu asigurarea a fost mai scump ca și în România, că ea trebuia să fie asigurată și în Germania și trebuia să plătească prea mult asigurarea. Și nu s-au nimerit lucrurile. Așa. Acum sper să mai știu unde sunt străzile alea frumoase, dar trebuie să vă arăt așa din panorama de la depărtare cum arată strada asta. Ok.
Aici era Ferrari, era frumos parcat. Îmi plac foarte, foarte mult, în special mașina Ferrari. Nu că aș avea eu vreodată așa ceva, fiindcă sunt foarte scumpe. Ah, și nici asta n-a vizia Porsche. Asta e o machetă, cred că e de beton. Seamănă pe Porsche-ul ăla de acolo. Nu e beton. Cred că e fibră de sticlă. Așa. Aici începe o grămadă de magazine. Îmi place foarte mult un magazin frumos, dar foarte scump. Bine, îmi place să admir că mie nu prea îmi plac ceasurile pe mână. Vedeți, n-am niciun ceas pe mână. Dar îmi plac cum arată ceasurile Rolex. Dar vă rog să mă credeți că dacă aș avea Rolex nu l-aș purta niciodată. Nu-mi plac ceasurile. Dacă găsesc magazinul ăla, o să vă arăt ce ceasuri frumoase, dar și foarte scumpe. Natalia, uite Ciuciu! Sper că nu vă plictisesc. Vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii dacă vă place. Wow, ce hotel aici! Ah, e muzeu! Muzeul de textile. Dar nu o să mă duc eu acum la muzeu, că n-am timp pentru asta. Așa îmi pare de rău că n-am stabilizatorul. E acasă, la Angie. Să văd cum o să fie, că mă duc acasă și o să-mi iau și eu unul. Să avem două, să fie unul la Angie și unul să-l am eu. Aici am cumpărat acum câțiva ani la Angie șlapi. A fost destul de acceptabil prețul. €25, deci cam 100 de lei ăștia. Bine, dar nu sunt așa faine, că la Angie nu-i place între degete. Așa. Și eu m-am luat de aici, tot atunci, ăștia care am în picioare de la Skechers. Oh, cred că mi-au înghețată, mami. Mami, am voie să mănânc înghețată. Cred că de aici mi-au înghețată, dar nu acum, că nu pot și să filmez și să-mi iau o înghețată, cum zice Angie. Ok. Natalia, Angie nu spune niciodată înghețată cu U. Ea spune înghețată. Ca să știe lumea că totuși e un pic de unguroaică și ea. Cred că pe strada asta e magazinul ăla cu Rolex. Aici e ca un labirint, stânga-dreapta, în față, plin de magazine, cu haine, cu tot felul, de fapt, de haine. E bine. Nu știu exact unde e.
dar vă arăt așa. Ok. Ok, cu pantofi, numai cu pantofi. Aici cu... aia, e patiserie aici. Jack and Johnson. The Spirit. Sunt firme de haine mai pentru tineret. Aici sunt Rolex-urile. Le-am găsit. Vedeți? Dar, nu știu de ce acum, e așa închis. Oh! Oh, e în renovare. Oh, e în renovare. Ah, ce păcat. Am vrut să vă arăt niște ceasuri frumoase. Și interesant e aici. Da-i Swarovski, cu pietre Swarovski. Este și la noi în Arad Swarovski. Nu e așa de... deosebit. Atunci vă mai filmez aici pe străduțele astea. Soruța mea Mirela, dacă mă auzi, să știi că mi-e dor de tine să fii pe aici cu mine, să bem o cafă. Polițist pe bicicletă. Tare, are și pistol și dotat cu de toate. Parfumerie. Ce tare. Ce faci expoziție? Numai atâta. Bla bla bla. Oh, biserica din St. Gallen, da. Acolo mergem să vă arăt. Aici e ceva markt, piață. Dar mie îmi plac bisericile. Arhitectura lor foarte frumoasă. Și în ceva interesant. De acolo am venit. Biserica din St. Gallen e foarte frumoasă. Uitați ce străduțe frumoase cu magazine. Mi s-a închis telefonul că s-a încălzit. Nu știu de ce se încălzește când îi deschis internetul și filmez. Am văzut că Dosenbach e varianta lui Deichmann. Este mașină electrică. Nu se aude motor. Zero emissions. Nissan Leaf. Leaf e frunză. Ok. Vă duc să vedeți biserica din St. Gallen. Ceva, din câte știu eu, deosebit. Ca și faină arhitectură acolo. Trebuie să pun un pic pe pauză, cred că mă dară camera. Ok. În spatele meu se cântă cu Buciumu. Acolo, în piața aia, unde am văzut-o. Și asta e ceva de la biserică. Dar asta e o biserică frumoasă, foarte frumoasă. Chiar n-am fost niciodată înăuntru în ea, nu m-am trecut pe aici de atâtea ori. Dar niciodată n-am fost înăuntru. Și cu ocazia asta, de ce nu?
Să văd dacă mă lasă să filmez sau dacă pot să intru înăuntru. Cred că e și fel de mănăstire aici, în clădirea asta. Da, e closter, e mănăstire, da. Foarte frumos. Aha, văd că sunt aici ce o să face o scenă. Face o scenă, fi ce la concert, sau nu știu. Nu știu dacă se vede bine, că la mine e cam întunecat ecranul. Cum am spus, n-am fost niciodată înăuntru în biserica asta, tot pe lângă am trecut. Că vis-a-vis de biserică e drumul principal care se mere în Mershfield, unde am lucrat eu. Aș fi lucrat și acum acolo, m-a de împăcat, eu muri bătrân, nu? M-am înțeles foarte, foarte, foarte fain cu el. Cred că e biserică catolică. Haide să vedem. Wow. Hai că o iau pe aici, prin spate. Wow, ce arhitectură, vă filmez tot, dar să mă duc așa prin arată din capăt până în capăt și o să fim pe mijloc și o să vă arăt că este și turiști cu ghid, o să vă arăt tot, mă să aveți un pic de răbdare. Hai să vedem dacă este ecou. Este. Ok, acum o să vă arăt altarul. Da, e biserică catolică. Nu se vede bine din cauza de la geamuri. Să fac o poză. Văd dacă pot. Oh, nu pot să fac, trebuie să opresc. Okay, continuă filmarea. Am făcut o poză, să o pun la videoclip. Ce alt grup de turiști. Eu sunt pentecostal, dar îmi plac. Îmi place, ce e frumos.
Îmi plac bisericile. Tot la Dumnezeu ne rugăm. Doar că religiile mai sunt diferite. Dar nu vreau să vorbesc acum despre religii, fiindcă părerile sunt împărțite. Dar atâta vreau să spun, că în Biblie scrie că între Dumnezeu și oameni este un singur mijlocitor, omul Iisus Hristos. Foarte frumos. Nu știu ce e aici. O să mă duc când pleacă ei să văd ce vorbesc acolo, despre ce e vorba. Mă fac curios. Răcoare, fain aici în biserică, afară e cald. Ai apă. Ok? E apă și se reflectorizează sfinții de aici, din de sus. Înțeles? Ok. Nu bine. Sper că v-a plăcut. Foarte frumos. Îmi pare bine că am intrat. N-am intrat niciodată, de atâtea ori am fost aici. Dar n-am avut timp. Și acum cât e ceasul? 3:30. Mai am o oră și un pic. Ok. Mă bucur că am putut să intru și să filmez. Cred că mă duc să mănânc o înghețată de... Preferata mea e înghețată de ciocolată. Dar să fie ciocolată din asta concentrată, măruie. Și... O să pun filmarea mai spre seară. Atât am vrut să mai arăt. Bine, nu pot să vă arăt acum fiecare străduță în parte. Ați văzut acum, v-ați făcut idee cum îi. E frumos. Sunt străduțe care arată așa ca și puțin clădirile în Evul Mediu. Dar și modern. E combinație între vechi și nou, e foarte frumos, foarte curat, foarte impozant, mai ales biserica. Dar nu v-am arătat-o cum arată din față. De fapt, acolo e față, în partea aia. Aici cred că e spatele. O, sărăcuțe.
Nu se văd. Vede mașina. O să iau pe iarbă, că văd că sunt o grămadă care stau la iarbă. Adică e la iarbă, pe iarbă. Aha. O să vede din partea asta, că e lumina prea mare. Hai! Oamenii aici, chiar dacă nu se cunosc, se salută dacă te uiți la ei. Aici se salută grüezi. Grüezi înseamnă pe germană grüß dich. Adică te salut. Uite, asta e spatele la biserică. Nu cred că se vede din cauza luminii. Da. Nici așa fără aia, nu. Ok. Asta e lucru de greu. Ce fain cu copiii la iarbă verde. No, bine, eu vă las. Dacă vă ceva mai interesant, vă mai filmez. Dacă nu, vă zic ca Domnul Hristos să vă binecuvânteze. Să vă dea pacea Lui. Să aveți astăzi joi. Să aveți un sfârșit de săptămână frumos. Și Dumnezeu să vă dea călăuzirea Lui și biruința Lui în toate frământările voastre. Și păstrați-vă credința în Dumnezeu. Și să nu vă fie frică. Ok. La revedere, o zi bună. Pace.